Bună ziua, ce faceți? Sper că sunteți bine. Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Laura și astăzi facem un haul de toamnă cu articole pe care mi le-am cumpărat eu în ultima perioadă. Nu sunt foarte multe, o să vi le arăt și după cum vedeți mi-am luat foarte multe în culori din astea neutre, foarte multe haine simple care sunt ușor de purtat și de asortat și comode. Haideți să începem, haideți să vă arăt ce mi-am luat. Nu sunt toate, asta e prima parte și haideți să vă arăt. Deci, prima dată mi-am luat un top alb, ăsta de la Adidas. Este scurtuț așa până în talie, mi-a plăcut foarte mult pentru că are un material fain. Logo-ul ăsta este mic, nu-mi place să aibă logo-ul mare așa. Mânecuțele astea sunt puțin îndoite, după cum vedeți. Și pur și simplu e un tricou alb simplu pe care pot să-l îmbrac imediat cu o pereche de blugi și un sacou deasupra sau o jachetă sau ceva. Și am scăpat și imediat am făcut ținuta și arată foarte, foarte bine. Oricum îmi trebuia un tricou alb așa mai drăguț, mai așa. Și l-am găsit pe ăsta de la, încă are etichetă pentru că încă nu l-am purtat și a fost de la 25 de lire, a fost 11 lire, era la reducere și am zis să îl iau pentru că e foarte, foarte drăguț. Așa, mai departe mi-am luat bluzița asta din H&M. Are un material atât de fain și de comod și cred că e ceva bumbac. O bluză albă simplă, tip cămașă, doar că mai casual așa decât o cămașă. Mai ușor de purtat decât o cămașă. De exemplu, eu mă simt destul de incomod în cămăși. Dar asta este o bluziță foarte, foarte faină. Este așa, se închide până în gât așa și vedeți care la gât vine așa încrețită. La fel ca și la mâneci. Asta este, îmi place foarte, foarte mult. E simplă, e ușor de purtat și am zis că trebuie să o am acolo pentru că, da, încerc să-mi fac o garderobă capsulă. Încerc, nu prea mi iese. Încă o cămășuță, bluziță, ceva. Asta este de la Bershka. Îmi place foarte, foarte mult culoarea asta. Este un verde, așa, army. Dacă vedeți, aici jos, are detaliul ăsta ca și cum ar fi un corset. Și îmi place foarte mult pentru că evidențiază foarte, foarte frumos talia. Și o să vedeți când o probez. Este destul de decoltată, deci dacă aveți sâni mari s-ar putea să fie o problemă pentru că nu știu cum o să se vadă aici. Eu având sâni mici nu se vede absolut nimic pentru că stă parte peste parte aici și se vede foarte, foarte bine. În rest v-am zis, sus o cămașă normală, doar că are detaliul ăsta ca și cum ar fi un corset și evidențiază foarte, foarte frumos talia. Când am probat-o, asta mi-a plăcut foarte mult, faptul că evidențiază frumos talia. Asta este, v-am spus, din Bershka. Eu am mărimea S. Așa. Parte avem plovorașul acesta din Primark, care mi-a plăcut mult. Este cu dungi verzi și albe. După cum ați văzut, se poartă foarte mult dungile toamna asta și sunt dungi peste tot prin magazine. Dungi, dungi, dungi. Mi-am luat asta, a fost și ieftin, are un material destul de ok. Și am zis că îmi trebuie multe plovorașe din astea simple, așa, ușor de purtat, care le pun repede pe mine și am ieșit. Și ăsta mi-a plăcut foarte, foarte mult. Este mai scurtuț, așa este până în talie, deci vine foarte bine cu... pot să-l port cu fustițe sau cu blugi cu talia mai înaltă sau orice vrei tu. Eu zic că merge și da, mi-a plăcut mult. Ploverul meu preferat din toamna asta de până acum este acesta de la H&M, știu, este peste tot, l-am văzut peste tot. Îmi place foarte, foarte mult, e simplu, are un material frumos, e așa un pic pe gât, mai lărgut, după cum vedeți, mai oversized. Eu am mărimea S, deci asta e mărimea S, dar este, v-am zis, destul de oversized, dar e atât de ușor de purtat și atât de ușor de... cum să zic, poți să ieși doar cu el dacă nu e foarte frig, poți să iei o rachetă pe deasupra, poți să-l porți așa, poți să bagi parte din față în pantaloni sau fustă sau la ce porți tu și se vede foarte, foarte bine. Îmi place foarte, foarte mult, v-am zis, ploverul meu preferat și cel mai purtat de până acum. Deja l-am purtat de 11.000 de ori,
Dar îmi place foarte, foarte mult și da, e fain, e foarte fain. Și v-am zis, am văzut că se poartă genul ăsta de plovere, se poartă, chiar se poartă. Nu l-am luat neapărat pentru că se poartă, dar l-am luat pentru că mi-a plăcut mult. Continuăm pe același registru, ce-ți vedeți din nou dungi, este bluzița asta tot din H&M. Am cam, mi-a plăcut mult H&M toamna asta, după cum vedeți. O bluziță mai, bluziță plovoraș, puțin mai subțirel, subțire, tot așa în dungi albe și negre sau crem și negre. N-am purtat-o foarte mult pentru că nu prea am știut în ce ținute să o integrez, sincer. Trece trenul. Dar o să încerc să o integrez. Mi-au plăcut mult mânecile astea largi așa și faptul că e largă, hai să o numim bluziță, da? Faptul că e largă și e foarte comodă și are material moale așa și foarte, foarte comod. Asta v-am zis, n-am integrat în ținute, am purtat-o cred că de două ori, pentru că nu prea știu așa, cred că ar merge, nu știu, să zicem cu fustițe, ar merge și așa cu blugi, încă n-am purtat-o foarte des, dar mie mi-a plăcut și am luat-o și o suport, cu siguranță o suport. Da, mi-a plăcut. Așa, încă un plover care îmi place foarte mult și care, pe care l-am văzut peste tot, dar na, l-am luat și eu pentru că îmi place. Este asta de la Zara. Tot cu dungi, ce-ți vedeți? Are aici fermoarul ăsta la gât și se poate purta încheiat sau descheiat sau cum vreți voi. Dar este un plover foarte fain, foarte comod, gros, adică se poate purta acum fără vreo jachetă. Și are un material frumos, nu cel mai de calitate material, pentru că deja l-am purtat și, după cum vedeți, s-a scămășit un pic acolo la spate, ce-i drept am avut rucsacul și cred că s-a frecat așa de rucsac și de asta s-a făcut așa. Da, asta este, îmi place mult, e foarte faină. Știți, am văzut în care am văzut pe TikTok că fetele îl poartă așa peste... peste jachetă, de exemplu, peste un trench coat sau peste ceva și îl pun așa și mi se pare că se vede foarte, foarte fain și am zis că o să încerc și eu. N-am încercat încă, l-am purtat doar așa simplu, dar mi se pare că se vede fain peste, peste un trench coat sau ceva de genul și o să încerc și eu. Așa l-am văzut pe TikTok, bineînțeles și îmbrăcat normal, dar eu în principiu l-am luat ca să îl îmbrac normal, ca un plover normal. Dar am văzut că vine bine și așa, pus peste. Așa, am terminat cu bluze plovere. Trecem la jachete, chestii. Și avem vestuța asta pe care am luat-o din Bershka și mi-a plăcut mult. Eu nu prea sunt genul care poartă vestuțe, sincer vă spun. Și m-am gândit un pic înainte să o iau, pentru că nu știam dacă o să o port. Mie mi-a plăcut, dar nu știam dacă o să o port. Că mai am chestii din astea gen... în magazin zic, mamă, cât de faină e și sigur o să o port, dar după care o cumpăr și nu o port pentru că nu știu în ce ținute să o port. Dar asta mi-a plăcut. Când am probat-o aveam un plover cu o fustiță, cu dresuri negre și cu ghete mai așa mai chunky și mi s-a părut că vine foarte bine și am luat-o și nu-mi pare rău că am luat-o. Singura chestie este că mi-ar fi propus să o iau o idee mai mare, dar după care m-am gândit că o să mă îngrop în ea pentru că eu și așa sunt mică de statură și nu o să mă mai văd și o să mă facă și mai mică, așa că am luat-o așa și mi se pare mie că oricum se vede bine și se potrivește cu multe chestii, chiar și cu o fustiță în partea de jos, v-am zis, am probat-o și se vede bine. Așa arată, o probez direct acum ca să o vedeți, arată foarte, foarte bine și îmi place și da, e foarte așa drăguță și cred că pentru perioada asta e bună, chiar până prin noiembrie încolo o să meargă foarte bine, sfârșitul noiembrie chiar, o să meargă foarte, foarte bine. Așa și cum am zis, nu-mi pare rău că am luat-o, este de la Bershka. Așa, mai departe am o jachetă de la Primark. Nu prea mi-a atras atenția când am văzut un Primark, dar după care am văzut un clip pe TikTok cu o fată care făcea un haul Primark și am văzut-o îmbrăcată cu ea și am zis, bă, chiar e faină. Și era destul de ieftină și este și waterproof și am zis că în zilele ploioase, când nu e foarte frig, merge foarte bine, imediat o pui pe tine și ai scăpat. Îmi place, chiar am purtat-o,
destul de mult, am luat-o și la muncă și chiar am avut colegi care mi-au spus că e foarte faină jacheta și da, așa vine, bine, nu se îmbrăcată cum trebuie pentru ea, dar e foarte, chiar e faină. Eu de obicei o port deschiată, nu ok, dar eu zic că se vede destul de bine și merge, merge pentru zilele astea ploioase. Nu prea a plouat, sincer, toamna asta, mă așteptam să plouă mai mult, dar încă nu. Nu mă deranjează dacă plouă, că mie îmi place ploaia. Mai departe, asta e fustița pe care o aveam când am rupt vestuța. Este o fustiță simplă din Primark, neagră, dintr-un material așa mai gros de toamnă-iarnă. Chiar și iarna merge purtată, cred. Eu nu o supăr probabil pentru că nu-mi place să-mi fie fric. Așa, dar da. Asta este simplă, merge la foarte multe chestii, cred că merge și cu plovorașe, și cu cămășuțe, și cu mai multe chestii. Îmi place foarte mult cum vine, se așează frumos pe corp și cu dresuri negre se vede genial și cu niște ghete tot așa mai chunky, genial se vede, îmi place foarte, foarte mult. Asta este. Așa, încă ceva, ceva ce regret un pic că mi-am cumpărat. Sunt pantalonii ăștia pe care n-am apucat să-i integrez în nicio ținută pentru că nu am știut cum să-i port. Sincer, nu am știut cum să-i port. Pantalonii sunt din Primark și am văzut genul ăsta de pantaloni, chiar se poartă acum. Sunt așa mai dintr-un material de pantaloni de costum. Ei vin fain, doar că v-am zis, eu n-am știut cum să-i port, sincer, și încă nu știu. Chiar o să încerc să-i integrez în niște ținute. Ăștia sunt, sper să-i port, n-am dat mult pe ei, dar da, ăștia sunt din Primark. Așa, mi-am mai luat o pereche de colanți negri ca să integrez în ținute de purtat pe afară, pentru că eu colanții de obicei îi port când fac sport. Nu prea ies în colanți așa undeva, decât dacă fac sport sau, nu știu, atât. Sau să zic că mă grăbesc repede până la magazin, nu știu, ceva de genul. Dar în rest nu prea port colanți. Dar am văzut foarte multe ținute pe TikTok care implică colanții negri. Și mi-am luat pe ăștia de la Adidas, au logo-ul foarte mic aici și am zis că e ok că nu se vede. Și în rest negri simpli, mi-am luat pentru că se așează frumos pe corp, foarte frumos se așează și am zis că o să încerc să îi port și afară. Chiar dacă mie colanții nu mi se par cel mai comod articol vestimentar, nu știu de ce. Așa, cam asta e cu hainele, mai am 3 perechi de încălțăminte și terminăm cu partea asta de haul. O să mai facem, dar haideți să vă arăt ce încălțăminte mi-am luat. Ok, mi-am luat Adidas și ăștia, din TK Maxx am găsit, sunt de la Adidas, mi-au plăcut mult, cred că sunt din piele, pentru că e destul de bățoș așa și puțin incomoz. I-am purtat odată și pentru că sunt incomoz, nu prea am mai întins mâna după ei, nici nu i-am luat de mult, cred că i-am luat vreo 3 săptămâni. Ăștia sunt cu dungi așa verzi, mi-au plăcut mult, sunt frumoși, fac picior așa finuț și drăguț, dar cum am zis, puțin incomoz. Trebuie să-i port mai mult ca să-și dea drumul, pentru că își dau drumul, dar trebuie să-i port ca să-și dea drumul, că altfel nu. Și o să încerc să-i port mai des. Ăștia sunt așa cu verde. Îmi place foarte mult culoarea asta, verde închis. Îmi place la nebunie. Așa arată. Ăștia sunt. Mai vechi de Adidas și ăștia mi-am dorit de ceva timp. Și ăștia sunt. Nike Blazers, cred că se numesc, sau Nike Blazer. Așa, mai înăltuți, după cum vedeți. Îmi plac foarte, foarte mult. Prima zi când i-am purtat a fost destul de incomod. Stați așa, stați așa. Prima zi când i-am purtat a fost destul de incomod, dar după ce au dat drumul foarte bine și acum sunt comod și ușor de purtat. Așa arată. Și merg foarte bine la ținutele pe care le fac eu. Așa cred. Îmi plac mult. Chiar îmi plac. Chiar arată bine și i-am găsit și la un preț bun și i-am luat. Ăștia sunt. Și mai am ceva, o pereche de ghete, botine, cizme pe care le-am luat și pe care încă nu le-am purtat pentru că n-am avut unde. Dar, astea sunt. O să le port cu siguranță. Mi-au plăcut atât de mult și mi-ar fi părut rău dacă nu le luam.
Tot așa le-am văzut pe TikTok, integrate în ținute foarte faine și am zis că dacă o să am ocazia o să fac și eu genul ăla de ținute, dar nu știu unde o să merg cu genul ăla de ținute, dar eu le-am în cap. Astea sunt așa, sunt foarte chunky așa în față, în partea de jos, după cum vedeți au platformă în față și tocul ăsta gros în spate, dar partea de sus vine strâmtă pe picior. Deci se văd genial, se văd genial cu fuste, cu rochii, dar se pot purta și cu pantaloni mai largi în partea de jos, de exemplu, pentru că partea asta fiind strâmtă pe picior, o să vină fain pantalonul pe deasupra și se vede doar partea asta. Îmi plac foarte, foarte mult și îmi pare atât de bine că mi le-am luat și abia aștept să le port, sincer, abia aștept să le port. Cam asta e cu clipul de astăzi, o să mai facem o parte, probabil, dar mulțumesc că v-ați uitat, sper că v-a plăcut, să-mi spuneți dacă vă place ceva din ce mi-am luat eu pentru toamna asta, dacă aveți și voi ceva asemănător și da, cam atât, ne vedem data viitoare cu un clip nou, aveți grijă de voi, pa, pa!